Chairperson told us we have to keep it short and simple. I would like to be able to. Mi s-a spus să fim foarte succinți. În primul rând trebuie să vă mulțumesc tuturor că vă mai aflați încă aici. Și sunteți atât de interesați și sunteți prezenți. Și știm că avem de făcut lucrurile împreună, doamnelor și domnilor. Stimați oaspeți, sunt onorată să particip în a 22-a ediție a Forumului de Siguranță, care este organizat în București într-un moment foarte special. Sărbătorirea 25 de ani de parteneriat strategic al României cu SUA. Nu e o coincidență că acest eveniment de mare scară este organizat de Parlamentul Român la București și de către Camera Deputaților în parteneriat cu Forumul de Informații și Securitate. Deci, spuneam că sărbătorim 25 de ani de parteneriat strategic între România și SUA, care își dovedește importanța, mai ales în aceste vremuri tulburi, mai ales aici, în Europa de Est. România are acum garanțiile cele mai puternice de siguranță din întreaga sa istorie, ceea ce ne dă încredere și putere care sunt necesare pentru a deveni un factor de securitate în zona Mării Neagre. România joacă un rol strategic în acest moment, în contextul conflictului din Ucraina, un conflict care se desfășoară la granița țării noastre și care pune niște provocări foarte mari în ce privește strategiile de securitate NATO. Să nu uităm că Moldova, țara noastră soră, a fost deja pusă pe o cale fermă europeană și se află în zona de conflict între Rusia și Ucraina. Mă bucur de prezența colegilor parlamentari și experți din peste 40 de țări la acest forum, la fel precum și experți din securitate din SUA. Aceasta arată importanța pe care o acordăm schimbului de idei și de bune practici pentru a găsi soluții optime pentru sporirea securității în această zonă, dar și pentru a face față acestei crize globale. Trebuie să discutăm, dar trebuie să acționăm. Trebuie să vorbim despre energie, securitatea energiei, securitatea hranei și securitatea climei. Toate acestea sunt interconectate și nu trebuie să ignorăm niciuna din aceste componente ale crizei prin care trece lumea. Sper că lucrările acestui forum vor deschide noi modalități de sprijin reciproc și vor identifica soluții relevante, concrete, aplicabile la probleme de securitate cu care se confruntă omenirea. Nu vreau să folosesc cuvinte mari, dar îmi doresc ca fiecare și dintre noi să stăm umăr la umăr pentru a avea o lume mai bună pentru noi și pentru copiii noștri. Vă mulțumesc!